Slăvit să fie Domnul! Amin. După această cântare înălțătoare pe care tinerii au adus-o pe altarul slujbei din după masa aceasta, urmează ca în continuare să ascultăm al Domnului cuvânt și spunem: Domnul să deschide ușa de cuvânt. Amin. Doresc înainte de a citi cuvântul Domnului pe care l-am pe inimă pentru biserică, pentru frați, pentru cei pe care Duhul Sfânt i-a mânat la poarta cerului, ar dori să vă transmit salutul frățesc al bisericilor Domnului, pe unde am fost în ultima perioadă, bisericilor pe care le slujesc prin Harul lui Dumnezeu, cu Harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Amin. Continuăm să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt și să dea har. Amin. Să vorbească în mod profetic inimilor noastre și nevoilor noastre. Sunt și prieteni, veniți în casa Domnului, ne bucurăm de prezența lor și dorim ca Domnul să le dea mântuirea sufletului. Amin. Și nouă tuturor să ne ajute să ducem mântuirea până la capăt. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, deschidem Sfintele Scripturi la 2 Împărați, capitolul 5. Începând cu versetul 1, vom asculta câteva versete din capitolul acesta, un pasaj biblic cunoscut de fiecare dintre noi, dar din care dorim să învățăm câteva lucruri pentru fiecare dintre noi. 2 Împărați, capitolul 5, de la versetul 1, Scriptura spune așa: Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, dar omul acesta tare și viteaz, el are pros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și i-a zis stăpânei sale: Of, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său: Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis: Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luind cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratul lui Israel scrisoarea care glăsuia așa: Acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că-ți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfârșiat hainele, a trimis să spună împăratului: Pentru ce ți-ai sfârșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: Du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: Eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pasajul biblic pe care îl avem ca învățătură din seara aceasta, din cuvântul Domnului, vorbește despre un general din armata siriană. Sfânta Scriptură ne spune că generalul acesta fusese folosit de Dumnezeu pentru a aduce mari izbăviri și biruințe acestui popor. Generalul acesta, care era un strateg foarte bun militar, generalul acesta care avea foarte mare vază și relații la curtea imperială a Siriei, omul acesta care era acoperit cu tot felul de decorații și era cunoscut în toată zona ca un om care știa să poarte o bătălie, pe sub hainele lui pline de decorații, spune Scriptura că era lepros. Lepra este o boală care nu avea vindecare pe vremea aceea. Este o boală incurabilă. Și ceea ce e mai important decât lucrul acesta, pe lângă că este incurabilă, este și transmisibilă, este contagioasă.
De aceea în Israel erau reguli precise privitor la leproși. Odată ce o persoană se îmbolnăvea de lepră, persoana aceea nu mai avea voie să fie în familie, nu mai avea voie să fie în mijlocul copiilor, ci persoana aceea trebuia scoasă afară din societate, trebuia scoasă afară din localitate, trebuia să se îmbrace într-un mod special și în mod constant trebuia să strige cu gura sa, necurat, necurat, ca oricine, fără să-și dea seama, se apropia prin semnalul acesta audibil, necurat, el să-și dea seama că poate contacta lepra și este vina lui, pentru că nu ia seama la lucrul acesta. Iată-l pe generalul acesta știind că are lepră. Toți doctorii de la curtea imperială deja îi dăduse diagnosticul. Era fără speranță. Toate strategiile lui militare, toate eforturile de până atunci de a avea o poziție socială deosebită, toată vaza pe care o avea la curtea imperială nu i-a ajutat la nimic din cauza leprei pe care o avea. Iubiții mei, totdeauna în Biblie lepra este comparată cu păcatul care, pe lângă faptul că din punct de vedere omenesc este incurabil, nu se poate trata cu nimic. Indiferent ce faci, că postești, că te rogi, că faci fapte bune, păcatul nu se poate ierta cu așa ceva. Poți pune peste rana leprei niște unt de lemn. Poți pune peste rana leprei niște produse de aloe vera. Poți să pui orice acolo. Asta aduce oarecare alinare, dar nu tămăduiește. Pentru că păcatul nu se tămăduiește cu produse cosmetizate ale vremii noastre de astăzi. Păcatul se poate tămădui și numai Dumnezeu poate să ierte, slăvit să-i fie numele. Numai El poate să facă asta. Ei bine, ne arată Scriptura de generalul acesta că era lepros. Apoi aș vrea să vă spun, păcatul se molipsește foarte ușor. De aceea Apostolul Pavel vine în Noul Testament și spune, nu știți că puțin a luat dospește câtă? Toată plămădeala, toată biserica se poate striga, toată familia se poate striga, toată societatea se poate strica atunci când este permis ca păcatul să intervină și să intre în viața acelei familii, acelei biserici, acelei societăți. Și spune Scriptura că păcatul este rușinea popoarelor, el distruge. Aș vrea să vă spun, toate marile imperii care au existat și care la ora actuală ne uimesc prin ceea ce au lăsat în urmă, prin organizarea lor, prin bibliotecile pe care le aveau de papirul sau de tablițe, rămânem uimiți de organizarea lor. Ne mirăm cum de după sute de ani de supremarție, imperii ca asiriene, babiloniene, greci au căzut. Toți istoricii sunt de aceeași părere. N-au căzut pentru că au avut dușmani prea puternici. Au căzut pentru că au lăsat păcatul, imoralitatea, să pătrundă la toate sferele în societate și aceste lucruri, aceste păcate, au făcut ca aceste imperii să se prăbușească în ele însăși. Iubiții mei, frați și surori, stimați ascultători, trăim astăzi într-o vreme în care păcatul este regiferat. Trăim astăzi într-o vreme în care păcatul este încurajat. Trăim astăzi într-o vreme, într-o societate în care lepra se răspândește din ce în ce mai mult. Dar trăim astăzi într-o vreme în care Dumnezeu a lăsat în mijlocul acestei lumi o făclie și o speranță. A lăsat biserica lui ca biserica lui să trăiască altfel, să fie altfel și să prezinte întregii lumi că există salvare, există soluție și există vindecare în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dacă biserica își pierde menirea aceasta, dacă biserica care este sarea pământului își pierde puterea de a lumina, de a săra, spune Biblia, la ce mai este bună decât să fie călcată în picioare? Când biserica își pierde mărturia, când tineretul își pierde mărturia, când păstorii își pierd mărturia, să nu ne mirăm că societatea spune zbun de pavaj. Să nu ne mirăm la lucrul acesta. Din nefericire, mergem spre direcția respectivă. Și aș dori prin mesajul meu, prin cuvintele pe care le voi spune, prin aluziile pe care le voi face, că îi dau dreptul păstorului dumneavoastră și a comitetului bisericii să vorbească pe direct în anumite situații, dar prin aluziile pe care le voi face, și dumneavoastră sunteți oameni înțelepți, să înțelegeți că biserica trebuie să țină făclia sus, slăvit să fie Domnul. Naaman era omul acesta lepros, cu boala aceasta, și la un moment dat, ne spune Scriptura, niște cete de sirieni
au mers în tabăra lui Israel, în cetățile lui Israel, în ținutul lui Israel, și spune Scriptura, au luat pradă de război și au luat și o fetiță. Au despărțit-o de mama, de tata, nu știm nimic de familie, dacă mai trăia, dacă nu mai trăia. Atunci când cetele respective de oameni atacau o anumită localitate, nu erau civilizați, nu erau cu ele forțe ONU și căști albastre să le spună, nu faceți anumite abuzuri. Nu! Când intrau cetele, se suspenda orice lege umanitară. Ei intrau și făceau ce doreau ei. Puterea forței era absolută. De foarte multe ori, la ora actuală, vrem să cosmetizăm războiul, fie că e din Irak, fie că e din altă parte. Aș vrea să vă spun, războiul rămâne război. Dincolo de tribunalele militare, dincolo de toate aceste aspecte, spun și eu împreună cu ceilalți credincioși, să ne ferească Dumnezeu de război. Să ne ferească. Câtă vreme e pace și liniște în țară, câtă vreme mai putem auzi glasul mirelui și al miresei, câtă vreme mai vedem bătrâni sprijiniți în toiegele lor, suntem un popor binecuvântat, slăvit să fie Domnul. O națiune binecuvântată. E drept, frații mei, e drept că de foarte multe ori, ca și credincioși, și aș vrea în seara aceasta să nu predic cu anumite confesiuni religioase, ci să predic tuturor credincioșilor, pentru că facem parte dintr-o țară creștină. Aș vrea să vă spun foarte clar că comentăm la adresa guvernului. Am comentat pe timpul lui Iliescu, am comentat pe timpul lui Emil Constantinescu și acum comentăm pe timpul lui Băsescu și cine a mai venit, sunt specialiști la comentări. Guvernul este mai bun sau mai puțin bun din prisma politică pe care o vedem noi. Dar orice guvern, cât de rău ar fi, e mai bun decât dacă n-ar exista guvern. Închipuiți-vă că în România n-ar exista guvern și ar fi anarhie. Închipuiți-vă că mafia și benzile de oameni și grupările de oameni cu arme în mâini intră prin Timișoara unde vor, fac ce vor și iau ce vor. Și n-ai ce le face. Există guvern, există poliție, există închisoare, ne-e greu să vorbim de ele, dar tocmai lucrurile acestea ne dau dreptul să venim într-o casă de rugăciune, să ne adunăm aici și să spunem slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, de ce? De ce Biblia ne spune, dacă toți comentează, noi suntem chemați să ne rugăm? De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce deține supremația, slăvit să-i fie numele. E atât de bine, nu suntem mai buni ca alții care au război civil. Nu suntem mai buni ca alții care de ani de zile îi cotropesc ba rușii, ba americanii, v-am fi în forțele din Uniunea Europeană și toți stau pe capul lor acolo. Nu suntem mai buni. Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a dăruit harul vieții, slăvit să fie Domnul. Amen. Mai putem face evangelizare, ne mai putem aduce copiii la adunare, mai putem invita prietenii noștri, ca în aceste vremuri de liniște și de pace, când nu se aude bubuitul tunului și când nu se aude răpăitul mitralierilor, Dumnezeu să mântuiască poporul român. Amen. E vremea pe care trebuie să o folosim, să ne ajute Dumnezeu. E un har măreț pe care îl avem, în care în bisericile noastre, ortodoxe, catolice, neoprotestante, ar trebui să se înceapă, mulțumim, Doamne, și te rog, dă înțelepciune guvernanților noștri, care sunt, care vor veni și care vor fi și după aceea, să conducă țara spre pace, ca în liniște și în pace Evanghelia ta să fie proslăvită. Să ne ajute Domnul! Ne arată Scriptura despre omul acesta că în casa lui a ajuns o fetiță din Israel, luată cu deasila din mijlocul familiei, și-a dus în casa aceea. Normal, această fetiță ar fi trebuit să fie supărată. Normal, această fetiță, chiar dacă știa ceva special, trebuia să tacă din gură. Normal, această fetiță trebuia să fie învățată de mică că ea e evreică și că n-are nicio treabă cu netăiații ăștia în perzul. Să nu le spună nimic, absolut nimic, niciun secret, nicio veste bună. Efectiv, să-i considere așa cum erau ei, că au venit și au răpit-o. Ce-i frumos în pasajul ăsta biblic este că fetița asta a fost crescută într-o familie care n-a îndoctrinat-o rasial. Fetița asta a fost crescută într-o familie care i-a privit pe toți oamenii egali. Fetița asta ne trimite spre părinții ei, care au fost niște oameni extraordinari. Nu ne arată Scriptura cum i-a chemat, dar părinții aceștia ne învață și pe noi românii cum să tratăm pe ceilalți oameni din prejurul nostru. Și fetița asta, când a ajuns în acea casă și când a văzut că stăpânul casei, marele general, este bolnav de lepră, și-a dat seama că există o soluție. Și în naivitatea și credulitatea ei a venit în fața stăpânei și a zis în felul următor, of, dacă ar fi stăpânul meu în Samaria la prorocul acela, prorocul acela l-a tămăduit de lepra lui. Vedeți oful acesta din inima ei? A fost o suferință pentru cel care a răpit-o.
pentru cel ce o ținea roabă. A fost o suferință. Cât de mulți credincioși în zilele noastre de astăzi spun of, dar nu pentru așa ceva. Spun of că nu le-a ieșit paciența. Spun of că n-au ceea ce doresc ei să aibă. Spun of când văd mașina celuilalt parcată lângă lui și mașina lui e mai bună și intră în adunare și nici nu mai cântă și nici nu se mai roagă și nici nu mai închină. Of, de unde are ăsta bani? Of, câte lucruri! Fetița asta acolo a spus of, dar oful ei a fost, dacă ar fi stăpânul meu în Samaria, acolo l-ar vindeca prorocul. Și știți ce e interesant? Dintr-o dată stăpâna aude și îi spune soțului ei. Soțul ei nu mai stă la discuție să verifice, se duce imediat la regele țării și spune: stăpâna asta a spus că există în Samaria un asemenea om care poate să facă lucrul ăsta. Și din punct de vedere politic, regele i-a spus în felul următor, împăratul i-a spus: fără nicio problemă, eu îți dau toate scrisorile de acreditare, să te duci pe cale politică, pe cale legală, să mergi la împăratul lui Israel și el să-ți rezolve problema. Noi așa discutăm aici. Nu mă duc eu să-l caut din Samaria, pe nu știu care, care are el, el e fii tămăduitoare și așa mai departe. Eu discut de la împărat la împărat. Uite, îți dau scrisori de acreditare, te duci la ăsta să te vindece. Imaginați-vă dumneavoastră regele lui Israel și așa era slăbus din punct de vedere militar. Și așa ăștia făceau incursiuni când vroiau, când aveau chef în toată țara lui Israel. Dintr-o dată îi vine marele general la el și cu scrisori. Și îi spune: citește scrisoarea asta. Împăratul Israel începe a citi: eu, împăratul Siriei, ți-l trimit la tine pe generalul meu, îl cunoști pe Naaman, pe omul acesta, pe strategul acesta militar, ca tu să rezolvi problema și cum să-l vindeci de lepra lui. Gândiți-vă, pe câți o mai vindeca până atunci împăratul Israel? Pe niciunul. Și dintr-o dată el spune: ăsta iar are schef de scandal cu mine. Îmi cere lucruri imposibile mie. Nu se poate. Când vrei să ai un conflict cu un stat, îi cere acelui stat niște despăgubiri pe care nu le poate plăti. Și atunci spui: pentru că n-ai plătit despăgubirile, dar de fapt ai știut de la început ce vrei. Pentru că n-ai plătit despăgubirile, din cauza aceasta noi vă invadăm. Împăratul Israel, din punct de vedere politic, a văzut foarte bine. El vrea ceartă cu mine, vrea scandal, vrea război cu mine. Elisei a auzit că împăratul lui Israel de groază, de teamă, de frică și a sfârșiat hainele și a spus: pentru ce ți-ai sfârșiat hainele? Pentru ce? Trimite-l la mine ca să știe că în Israel este un proroc. Dar nu știa regele de Elisei? Nu știa cum Elisei s-a născuse ieri și numai astăzi o aflat de el? Nu știa regele de Elisei? Cum de? O să discutăm de aspectul ăsta. Spune că Naaman n-a mai stat să-l consulte pe rege. A luat și a plecat direct la Elisei. În timp ce mergea spre Elisei, Naaman, generalul, își făcuse deja un scenariu vrenic de general, vrenic de comandat de oștiri. Când trecea prin satele acelea pârjolite de el, nu de multă vreme, cu oștirile lui, când vedea lumea a treia cum iese din bordeile pe care el le-o da focul și ăștia m-au pus stuf deasupra, acum când se uita la ei așa, spunea: sunt generalul Naaman. Ăsta când mă va vedea pe mine, își va da seama că stă în fața unei mari personalități. El sigur a auzit de cuceririle mele, de strategiile mele militare, de campaniile mele glorioase, că sunt un general puternic, respectat în toată zona aceasta. Ca atare, va avea pentru mine o slujbă de vindecare specială, va avea o ceremonie specială, va folosi un unt de lemn special pe care după mine nu-l va mai folosi după nimeni, va veni el însăși, va sta de vorbă cu mine, va pune mâna pe locul rănii și apoi va face tot ce trebuie, iar eu voi pleca vindecat. Scriptura ne spune că după ce au ajuns la poarta lui Elisei, Elisei nici nu să se închisește, să iasă afară, nici nu se complică măcar. Și când îți dai seama că ăsta avea în urma lui caravană și îți spune cu 6.000 de sicli de aur, cu sicli de argint, cu haine de schimb, cu atâtea lucruri, și Elisei nu se deranjează să iasă afară. Trimite pe slujitorul lui și îi spune: stăpânul m-a trimis să vă spun o informație foarte vitală, tratamentul tău. La consultația pe care ți-a făcut-o el de la distanță, a ieșit faptul că dumneata trebuie să mergi să te speli în Iordan. De 7 ori să te cufunzi în Iordan și vei fi curățit. Imaginați-vă dumneavoastră că toate planurile lui Naaman privitor ca general, nici tu ospitalitate, nici tu nu vine el să stea de vorbă cu tine. Dacă venea el să-i explice, logic, de ce îi cere așa ceva?
S-a mai întâmplat vreun caz din ăsta? O mai venit la el vreo trei leproși și pe toți i-o trimis la Iordan și din trei s-o vindecat toți trei și acum tu ești al patrulea, te duci și tu și te vindeci. O mai fost așa ceva? Să-l încurajeze, să-i spună că tu nu ești primul caz de genul ăsta. Nu explică nimic, efectiv. Te duci și te scalzi de 7 ori și vei fi tămăduit. Dacă avea mașină, vă dați seama ce scârții de urât se auzea acolo, ce fum rămânea în urma lui Naaman, pentru că a plecat foarte nervos, foarte supărat de acolo. Pleca în țara lui, nervos, dar lepros. Nervos, dar lepros. Era tare. Iubiții mei, știți că de foarte multe ori facem la fel. Ne vorbește Domnul de pocăință să scoată din noi lepra păcatului. Lucrurile pe care le primim în viața noastră, dar plecăm nervoși, dar leproși. Plecăm, nu vrem, Domnul, nu vrem să facem asta. Scriptura ne arată că lângă Naaman au fost niște oameni. Și foarte interesant aici. O să revenim asupra lor. Erau niște oameni. Oamenii ăștia, în mod normal, nu erau oamenii de pe drum. Erau slujitorii lui Naaman. Naaman îi plătea. Naaman îi hrănea. Naaman avea grijă de ei. De obicei, în lumea noastră de astăzi, când cineva, o personalitate ca Naaman, se supără, se enervează, pleacă de pe loc, spune să mă lase ăștia cu credința lor, cu religia lor, cu tot ce gândesc ei, cu politica lor și așa mai departe, subalternii toți încep să spună, așa este stăpâne, așa este șeful, fără nicio, dar chiar așa să facă cu tine, dar să nu vină să stea de vorbă, dar să poate așa ceva, hai să plecăm acasă, tu ai viteza întâi, hai să băgăm a doua, dar să poate așa ceva, nu, plecăm acasă, fără nicio problemă, uite că oamenii ăștia scot din viteză. Uite că oamenii ăștia spun, stăpâne, dar ți-a cerut un lucru greu. Dacă îți cerea haine, îi dădeai? Sigur. Dacă îți cerea tot aurul, sigur, se merita. Dar nu ți-o cerut nimic. Nici haine, nici aur, nici argint. Nimic nu ți-o cerut. Ți-o cerut să intri în apă Iordanului, să te scazi de 7 ori. Ți-i greu să faci asta, stăpâne? Îți dai seama că e ieftin? Îți dai seama că e ușor? Îți dai seama că e posibil să faci asta? Și Scriptura ne spune, când a stat Naaman așa în toate nervii lui, când a stat și s-a calculat, băi, ăștia au dreptate, nu tu cheltuială, nu tu nimic, numai să intru eu în apă, să intru de 7 ori în apă, ăsta e tratamentul meu. De ce? Pentru că există tratament mai ușor și mai greu, depinde de gravitatea mândriei. Înțelegeți? Când mândriei la culme, îți trebuie de 7 ori să repezi tratamentul. Când mândriei așa și așa, poți fi cuvânt de 2 ori, nu-i problemă. Dar la Naaman era cronică deja. Era cronică. Iubiții mei, știți că e important lucrul ăsta? S-a cufundat Naaman în apă, nu vă pot spune etapele. Ca cum se simțea el după ce a ieșit prima dată și se uita la el tot lepros. A doua oară, tot lepros. Și în timpul ăsta, credeți dumneavoastră, fiecare dintre noi ne punem întrebări. La a patra oară când s-a cufundat și a ieșit afară și când a văzut că tot e lepros, spunea, păi bă, oare sigur, o zi sau a venit ăla slujitorul ăla și ca să-și bată joc de mine, m-a trimis aici. Îți trece prin minte și așa ceva. Credeți că la Naaman el cu mare credință se cufunda că neapărat se întâmplă? O mai auzit el vreodată de așa ceva? Știți dumneavoastră, vrei să intri pe o ușă undeva, o mai intrat sute ca tine și domnule, pe ușa aia se intră în locul ăla. Te duci și tu bazat că pe ușa aia se intră acolo. De ce? O mai intrat și alții. Câți scria scris pe malul râului Iordan, aici se vindică de lepră? Nu era scris nicăieri. Mai există vreun caz în istorie să se vindece de lepră în râul Iordan? Nu mai există. Credeți că lui Naaman nu i-a trecut prin minte tot felul de gânduri? Și totuși a dus până la capăt. Când a ieșit a 7-a oară, carnea și pielea lui s-a curățat și a fost vindecat, slăvit să fie Domnul. Ce simplu e o vindecare! Ce simplu e o vindecare! Vrem să fim mântuiți și să fim salvați. Vrem ca viața noastră să fie curată înaintea Domnului. Vrem să avem o viață de putere și de har, de rugăciune și de ungere. Vrem Dumnezeu să ne folosească, dar lăsăm ca pe mâinile noastre, pe picioarele noastre să apară tot felul de piete, tot felul de piete care sunt semnul unei oarecare lepre. Și de foarte multe ori, singurul lucru cu care ne lăudăm, eu îi spun lui fratele Nelu, frate Nelu, și dumneata ești bolnav de lepre, dar și eu, de eu sunt, ai mai multe piete ca mine. Înțelegeți? Cu atâta tot ne mai mângâiem noi, că unul are mai multe pete ca celălalt, dar toți suntem sortiți pe irii. De ce? Pentru că lepra este incurabilă. Singura soluție este să te vindece Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta aș dori să vă vorbesc, stimații mei ascultători, de oamenii pe care îi folosește Dumnezeu într-o vindecare. Vedeți? Dumnezeu este Cel ce vindecă. Dumnezeu este Cel ce mântuiește.
Dumnezeu este Cel ce iartă păcatele, slăvit să-i fie numele. Dar nu l-a vindecat Dumnezeu pe Naaman acasă la el. Nu. Nu l-a vindecat Dumnezeu pe drum, pe Naaman. După ce a stat de vorbă cu împăratul Israel, împăratul Israel a spus: adun consiliul meu de miniștri, adun senatul și parlamentul și dăm un verdict clar să fie vindecat Naaman. Și Naaman pleacă acasă bucuros vindecat. Nu. Numai Dumnezeu poate vindeca. Dar Dumnezeu, ca să vindece, se folosește de oameni. Se folosește de oameni. Vreau să vă vorbesc de oamenii care ajută la vindecare. Astăzi în bisericile noastre lipsesc de foarte multe ori, mai auzim aici și acolo, de vindecări pe care le face Domnul trupești. Vedem din ce în ce mai puțin oameni convinși de păcatele lor care se întorc realmente la Dumnezeu. Și aici nu vorbesc de prieteni, vorbesc de copiii pocăiților, vorbesc de pocăiți cu state vechi pe băncile și pe scaunele adunării, care trebuie efectiv să se pocăiască, să ne ajute Domnul. Lepra s-a lipit de noi și considerăm că e normal. Vă repet încă o dată, ne lăudăm unii de ceilalți că avem mai puține pete și bube, atâta tot. Dar restul, suntem în aceeași stare. Mândria, lăcomia, răutatea, vorbirea de rău, sunt pete ale păcatului care sunt pe sufletele noastre. Și de multe ori și trupul nostru nu funcționează corespunzător și este lovit de Dumnezeu. De aceea, într-o asemenea vreme, vreau să proclam la poarta cerului că Dumnezeu este același, slăvit să-i fie numele. El are putere să vindece și să tămăduiască. El are putere să mântuiască de plin și are putere să dea vindecare trupului, slăvit să fie Domnul. Dar cum o face? O face prin oameni care pregătesc lucrul acesta. Prima categorie de oameni care lucrează împreună cu Dumnezeu la vindecare și la mântuire sunt cei ce proclamă puterea lui Dumnezeu. Sunt cei ce proclamă puterea lui Dumnezeu. În categoria aceasta intră fetița aceasta. Iubiții mei, ne arată Sfânta Scriptură că fetița aceasta n-a pus niciodată sub semnul întrebării faptul că Elisei ar fi sau n-ar fi un om al lui Dumnezeu. Pentru fetița aceasta era foarte clar din ceea ce părinții i-au explicat despre proroc că Elisei este omul lui Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează prin el. De foarte multe ori mergem spre casele noastre și nu există biserică perfectă. Oriunde v-ați duce, în orice confesiune, nu există biserică perfectă. Nu există păstor perfect, nu există comitet perfect, nu există perfecțiune în lumea aceasta. Dincolo va fi mireasa lui Iisus Hristos, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dar deocamdată nu există biserică perfectă. Când te duci acasă la copiii tăi pe care îi pregătești pentru viitor, ce discuți cu soția ta? Care sunt lucrurile pe care le transmiți copilului tău? Transmiți lucrurile privitoare? Dumnezeu lucrează prin fratele? Duhul Domnului lucrează prin corul bisericii? Dumnezeu folosește pe oamenii de ordine? Am văzut la slujbă oamenii bătrâni pe care Dumnezeu îi folosește și rugăciunea lor contează? Aud copiii tăi așa ceva? Pentru că aș vrea să vă spun, asta a făcut diferența aici. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos s-a dus în Nazaret să predice Evanghelia. Și acolo în Nazaret, ne spune Scriptura, n-a putut să facă minuni din cauza necredinței lor. Și atenție, frații mei, atenție, era Fiul lui Dumnezeu, prin care și prin care sunt ținute și făcute toate lucrurile. Slăvit să-i fie numele! Cum el nu poate, da, din pricina necredinței lor, nu poate să facă. Și Domnul Iisus Hristos le vede mentalitatea și ei gândeau așa, să facă și la noi minunile pe care le-a făcut în altă parte. Pentru că am auzit că în altă parte grozav mai predica. Am auzit că în altă parte așa avea o ungere. Am văzut că în altă parte puneam mâinile și bolnavii erau vindecați. Am auzit că în altă parte spune numai un cuvânt și demonii ies afară. Să vedem și la noi chestiile astea. Ia să vedem la testul nostru cum ești, Iisuse. Hai să vedem. Știți că de foarte multe ori tocmai asta se întâmplă cu slujitorii voștri în adunarea voastră? Știți că de foarte multe ori asta se întâmplă? Și atunci Domnul Iisus Hristos vine și le spune un lucru. Niciun proroc nu este prețuit în... Și ca să le facă să înțeleagă foarte bine, vine și le spune în felul următor. Pe vremea lui Elisei erau destui leproși în Israel. Totuși, din tot Israelul,
n-a fost vindecat niciunul, ci singurul care a fost vindecat a fost cine? Naaman, care era sirian. Nu era din Israel. Dar de ce din Israel n-a venit niciunul la Elisei? Cum l-a vindecat pe Naaman, nu putea să-i vindece pe toți ceilalți? Au avut grijă semenii lui Elisei să spună despre el că e pleșuv, că se dă prorocul Domnului, că se dă mare inspirat, că se dă mare cutare și ca atare puterea lui Elisei în Israel a fost anulată. N-a avut putere prorocul în țara lui. Nu e așa că atunci când vine Virgil Neagu de la Suceava, altfel parcă spune, când se ridică a noștri. Vă rog tare mult să schimbăm mentalitatea asta, pentru că mentalitatea asta face diferența când soția ți-e bolnavă și când copilul ți-e bolnav. E ușor să chem la ungere pe ăia din capul celălalt de țară, care la ei acasă îți tratați la fel cum îi tratezi tu pe a tăi acasă și să crezi că la un moment dat se poate rezolva problema așa. Iubiții mei, soluția este să te înveți să vorbești de bine pe cei pe care îi folosește Domnul în adunarea ta. Doamne ajută! În orice slujbă ar fi! În orice slujbă ar fi! Că-s de ordine! Obișnuiește când ieși afară să dai mâna cu ei și să spui mulțumesc că te-ai pus la dispoziția Domnului. Când te duci acasă la copiii tăi și să spui în biserica noastră îmi place. I-am văzut pe toți oamenii și surorile de ordine, i-am văzut la locul lor făcând o slujbă. Mai sunt lucruri de îndreptat, nu-i problemă. Dar atunci când copilul tău aude, a fost fratele prezbite și cu fratele păstor la ungere și se simte mai bine, copiii tăi aud lucrul ăsta? Au lucrul ăsta? Că atunci când ei sunt bolnavi sau când medicul nu ne găsește diagnosticul, știi care e primul lucru pe care fac? Mamă, cheamă pe păstorul bisericii, pe prezbiterul ăla, cheamă să roage pentru mine, mamă, că știu că Dumnezeu mă va atinge, pentru că așa am auzit de la tine când îți mic. Facem noi lucrurile astea? Sunt lucruri care se întâmplă între noi, frații mei. Și dacă nu știm să așezăm lucrurile la locul lor, ne privăm pe noi înșine, ne mutăm de la un capăt de țară la celălalt, îi chemat pe aia de acolo, noi îi chemăm pe aștia și la un moment dat Dumnezeu ne pune în poziția și ne arată că nu tămăduiește nici pe unii, nici pe alții, până nu ne învățăm să ne păcătuim, să ne pocăim de lepra păcatului. Doamne ajută! Amin. Până nu învățăm, frații mei, spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, când biserica era la început, spune cuvântul Domnului că la momentul respectiv când frații s-au adunat la oaltă, când erau veniți din toate părțile, când se bucurau, când cântau aceeași cântare, când făceau rugăciuni, când stăruiau în cei patru stâlpi bisericii primare, spune Scriptura că la un moment dat s-a evit o problemă și au trebuit să o rezolve. Și Petru s-a ridicat și a spus, frații mei, nu este bine ca noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Haideți să alegem diaconi. Oameni care să slujească bisericii în domeniul acesta. Care sunt condițiile? Una din condițiile care se cere acolo este să fie vorbiți de bine. Astăzi avem grijă să nu mai fie vorbit nimeni de bine. Astăzi avem grijă. Știți cine-i vorbit de bine? Dacă mă mut eu de la Suceava la voi, în primul an de zile îți vorbi de bine. Am șansă să fiu ordinat, am șansă să particip la alegere. După ce rămân aici la dumneavoastră, îți vorbit la fel ca toți ceilalți. Soluția e să aducem slujitori din altă parte? Soluția e să ne învățăm să ne vorbim de bine unii pe ceilalți, Doamne ajută! Lepra asta a vorbirii de rău, a coborârii fraților, vine ziua, frații mei, vine ziua când ești lovit în trup sau în duh, vine ziua când ai nevoie de frați să se roage pentru copilul tău care a luat-o pe cărări străine, vine ziua când ceri ca biserica, și tocmai oamenii aceia pe care tu i-ai vorbit de o viață întreagă de rău, tocmai oamenii aceia, n-ai nicio credință că se va întâmpla. De ce? Păi n-ai cum, dintr-o dată, după ce ani de zile i-ai vorbit de rău, să crezi că se întâmpla ceva prin ăștia pe care tu i-ai vorbit. Dar dacă tu începi să-i vorbești de bine, dar dacă tu începi să ai o poziție corespunzătoare față de biserică, față de slujitori, față de frați, să-i vezi pe cei care vin la adunare, să-i vezi pe cei care cântă, să-i vezi pe cei care fac un efort în casa Domnului, să începi să-i vorbești de bine și să vii acasă plin de bucurie că Dumnezeu lucrează în biserica noastră, că Dumnezeu cercetează, să spui aceste lucrări. Îmi aduc aminte că venea mama de la biserică și povestea despre niște frați care predicau și spuneau ce bine a vorbit fratele azi, ce inspirație are, l-a chemat frații să se roage și persoana aceea se simte mai bine și l-au mai chemat odată să roage și se simte și mai bine și în ochii mei ca și copil spuneam, ăștia e un om extraordinar, dacă vreodată am să mă îmbolnăvesc, pe el îl chem, pentru că mama îl vorbea de bine.
Vreau să te întreb, copiii tăi ce știu de biserică? Te miri că nu mai vin? Te miri cine predică? Ăla? Ha, îs lămurit cu ăla, nu m-a mai chemat. Ce știu copiii tăi? Și vreau să vă pun în fața lucrurilor care se întâmplă. Vrem să spunem apoi, frații mei, știți, problemă. Nu, totul începe de aici. O fetiță fără tată, fără mamă, fără popor, fără vecini, fără păstor, stătea acolo într-o țară străină și în loc să fie rasistă, îmbufnată și nervoasă, spune, of, dacă stăpânul meu ar fi în țara mea, acolo mi-au spus părinții mei, există un om al lui Dumnezeu și sigur s-ar tămădui, slăvit să fie Domnul. Mai este aceeași speranță astăzi printre noi, când cancerul, când leucemiile, când durerile sugrum atâtea vieți și iau atâția tineri, mai este astăzi? Nu contează, frații mei, finețea uleiului folosit. Nu contează mâinile care se întind, ci contează oamenii aceia au vreo credibilitate în fața bisericii? Sunt ei vorbiți de bine? Sunt ei împuterniciți cu autoritate pentru ceea ce fac? Să ne ajute Dumnezeu! Iubiții mei, prima categorie de oameni care contribuie la vindecare sunt oamenii care proclamă puterea numelui lui Dumnezeu. Sunt oamenii care spun la biserică, Domnul te poate atinge. Acolo avem oameni lui Dumnezeu, avem proroci, avem oameni care te pot ajuta. Avem oameni care postesc în biserică. Avem oameni de genul ăsta la poarta cerului. Slăvit să fie Domnul! Știu ceilalți că sunt oameni care postesc aici? Știu ceilalți că joia seara ne adunăm pentru adunare și pentru rugăciune? Știu ceilalți că Dumnezeu propovăduiește o evanghelie curată și clară aici? Să ne ajute Dumnezeu să spunem și altora, Doamne ajută! Amin. Cu ce te duci acasă? Pentru că lucrul acesta va face diferența. Totul a pornit de aici. E atât de important, iubiții mei, să mărturisim lucrul acesta. V-am mai spus eu dumneavoastră, dacă nu cumva lucrul acesta... Famine Etiopian era ministru de finanțe la vremea aceea, era un om cult, era un om pregătit. Omul acesta știa să citească în limba etiopiană, știa să citească în aramaica veche, luase de la templu o carte a prorocului Isaia și citea acolo. Pe lângă faptul că citea, el putea să facă diferența între toate monezile în circulație la vremea respectivă. Putea să facă diferența între aur de 12 carate și 24 de carate. Putea să facă diferența între pietre scumpe, smarald, rubin, diamant și așa mai departe. Toată pregătirea aceasta o avea omul acesta. Era expert contabil, economic. A ajuns la templul din Ierusalim și nu de mult în templul din Ierusalim intrase Iisus Hristos și le... spusese, le reproșa oamenilor de acolo că casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. În ce se referea? În concesionările care s-au făcut acolo, în faptul că au luat și au pus oameni care să schimbe banii acolo, au făcut o grămadă de abăi rituale care costau enorm de mult, arheologic dovedit lucrul acesta, se câștigau o mulțime de bani pe spinarea oamenilor care veneau cine știe de unde, de la distanță, și el, Domnul, a spus casa mea se cheamă o casă de rugăciune, unde oamenii să aibă libertatea în rugăciune, și voi ați făcut un loc unde îi jefuiți pe oameni. Ați făcut o peșteră de tâlhare, ați făcut lucrul acesta. Nu-i posibil lucrul acesta. Nu trecuse mult și dintr-o dată vine famenul ăsta. N-a avut el, din punct de vedere contabil, economic, financiar, să vadă atâtea nereguli. Putea să plece de la templu bombănit în continuu să spună, ăștia jupuiesc oamenii, domnule, ăștia fac niște schimburi valutare atât de diferențiate și iau atât de bani, să plece și să mormăiască singur pe drum, că era în domeniu. Scriptura ne spune că a luat cartea profetului Isaia și din toate neregulile de la templu nu venea cu niciuna. Și doar era interesant, despre sine vorbește prorocul astfel sau despre vreun altul? Asta îl interesa pe el și Dumnezeu n-a putut să stea nepăsător. Dacă te interesează de ce a făcut ăla, câți bani ia ăla pe schimbul valutar, cum vinde ăla berbeci în afara templului, cum l-a fentat pe el altul, ca să vezi nereguli de genul ăsta, aș vrea să spun, nu se deranjează nimeni, lumea e plină de nereguli. Dacă te duci acasă să spui, în seara asta mi-a vorbit Dumnezeu, vreau să mă pocăiesc. În seara asta vreau să mă schimb, Dumnezeu are îngerii Lui pe care îi trimite și disponibilizează oameni pentru tine, pentru că te interesează să te întorci la Domnul, slăvit să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, pentru asemenea oameni, Dumnezeu trimite oameni de la mare distanță ca să-ți vorbească. Și ce frumos se apropie Filip de el, nici nu se prezintă măcar, și în timp ce omul ăsta citea din cartea prorocului Isaia,
Știți dumneavoastră lucrul acesta, când te apuci de o carte, când cumpăr o carte, o răsfoiesc puțin la început să văd dacă e genul meu, care să pot, gen de studiu sau care să-mi dea câteva idei, că sunt cărți scrise în lumea asta, sunt cărți scrise numai ca să vândă, dar nu pot să vândă. Și apoi, iubiții mei, citesc cartea aceea, dacă nu pricep, nu-i de domeniul meu, nu-i în ceea ce înțeleg eu din ea și ceva ce nu înțeleg, o iau și o dau deoparte. Uite-l pe omul ăsta, că începe de la Isaia capitolul 1 și citește și capitolul 2 și citește și capitolul 3 și când vine Filip lângă el, era la capitolul 53. Și când îl întreabă Filip ce a înțeles până atunci, el spune, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Știi ce mare lucru este ăsta? Să-ți spui cineva, domnule, e adevărat că eu am Biblia acasă, dar nu înțeleg ce trebuie să fac. La ora actuală, trăim într-o lume în care ți se spune foarte clar, dacă învârți 200 de euro așa în buzunarul tău și ai acum, nu sunt împrumutat și n-ai datorii, tu trebuie să știi și cum se predică, trebuie să știi cum se dirijează corul, trebuie să știi pe cine, ce cântare trebuie să aleagă dirijorul, trebuie să știi păstorul pe cine trebuie să pui la predică. De ce? Pentru că dacă ai puțini bani, știi tot, domnule. Cunoști tot, fără nicio problemă. Ăsta era ministru de finanțe și când a dat de Biblie, nu a spus lui ăsta, măi, eu știu și aramaica. Eu știu și ebraica, eu știu și etiopiana, băi, eu mă cunosc cu împărăteasa Candace, eu mă cunosc cu Irod, eu mă cunosc cu toți ăștia, eu mă cunosc cu toată lumea financiară. Nu, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și s-a urcat Filip lângă el și a predicat o evanghelie clară, curată și omul acesta a primit mântuirea, slăvit să fie Domnul. Nu te rătăcești, nu te rătăcești deloc. A trebuit să-l boteze odată, să-l cufunde odată, că omul ăsta era deja smerit. A trebuit să-l cufunde odată în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și omul ăsta a plecat pe drum plin de bucurie. De foarte multe ori, iubiții mei, avem atitudini de mândrie în fața Scripturilor. Credem că știm totul, analizăm tot ce se face în biserică. Nu știi niciodată lupta unui slujitor, lupta unui om care se întreabă, Doamne, pe cine pun în seara aceasta? Pe cutare sau pe cutare? Cum îi potrivi de făcut? Nu știi niciodată ce în mintea lui. N-am întâlnit la ora actuală un predicator, un cântăreț sau unul cu darul cărmuirilor să vină să spună, în seara asta îmi scondu cât mai rău posibil. N-am întâlnit un cântăreț să spună, eu știu să cânt frumos, dar seara asta anumit am să cânt slab. N-am întâlnit pe nimeni. Toți care vin în biserică să conducă, să cânte, să predice, doresc să o facă cât mai bine pentru Domnul, slăvit să fie Domnul. Faptul că eu mă erijez în judecător, faptul că eu analizez și spun, mai bine era cu cela sau cu celălalt, și plec de la casa Domnului cu asemenea lucruri și nu plec cu celelalte, se adună în timp, iubiții mei. Și atunci când te lovește Dumnezeu, și atunci când ai nevoie de oamenii pe care i-ai criticat o viață, tocmai ăia stau lângă tine. Este în tine necredință și atenție. Și Iisus, dacă ar fi lângă tine, tot n-ar putea face nimic din pricina necredinței. Se termină. Mergi pe drumul tău, te duci la doctor, îți vorbește de terapie, de alte și alte lucruri, mergi pe cărarea asta, că cu asta ai încheiat-o. Și în timp ți-ai pregătit-o. Frații mei, vreau să vă întreb în modul cel mai clar. Am venit în seara aceasta, cum spunea și fratele, cu cântarea, v-a schimbat-o de pe 3 ori. Eu am venit cu alt gând să vă predic în seara asta, cu altceva. Dar în timpul rugăciunii, Duhul Sfânt mi-a spus să predic din textul ăsta. Textul ăsta care se potrivește cu multe lucruri pe care le aveți în biserica aceasta. Dumnezeu pentru biserica dumneavoastră vrea să o facă o biserică etalon pentru Timișoara. Sunt multe lucruri de curățit aici, dar se poate începe. Este o generație tânără care poate înțelege cum poate fi mărturie și sarea pământului. Doamne ajută! Dar câtă vreme rămâneți în aroganța și mândria dumneavoastră și nu vreți să scăpați de anumite lucruri, nu vreți să le dați la o parte, nu vă poate folosi Dumnezeu nici la vindecarea voastră și nici la altora. De aceea, iubiții mei, în seara aceasta, primul lucru pe care vreau să vi-l spun, Dumnezeu se folosește de oameni care îi proslăvesc numele, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, Dumnezeu se folosește de oameni care prezintă clar și corect prețul vindecării. Clar și corect prețul vindecării. Pentru foarte mulți dintre credincioși, mântuirea e foarte ieftină. Vii, ridici mâna, crezi în Domnul Iisus Hristos și ești mântuit. N-ai nicio treabă după aceea.
E atâta de simplu, frații mei, e bun să ridici o mână, prieteni dragi, e bun să fie anunțat că Iisus te iubește, dar mântuirea nu stă numai în asta. Apostolul Pavel spunea, fraților, v-am propovăduit Evanghelia pe care voi ați crezut-o, pe care ați primit-o și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum ați primit-o altfel, degeaba ați crezut. Parcă nu mai este versetul ăsta în Biblie. Pocăința poate fi trăită oricum, cu noile reglementări, cu noile stiluri care sunt venite mai recent, nici nu ne mai interesează din punct de vedere teologic dacă se încadrează în Biblie. Pe noi ne interesează dacă se poartă, atât tot. Dar nu ne interesează să se încadrează în Scriptură. Îi place lui Dumnezeu modul în care eu mă închin înaintea Lui, modul în care îl slujesc, modul în care îl reprezint pe stradă, acasă, la școală, la facultate, la servici. Îi place lui Dumnezeu de fiul și fiica Lui. Nu ne mai interesează. Pe noi, biserica este locul în care suntem copiii lui Dumnezeu, după care lucrăm sub acoperire. Lucrăm sub acoperire, să nu ne prindă toți ceilalți că noi suntem în sistemul ăsta. Frații mei, vă spun lucrurile acestea în mod direct și clar. Dacă societatea noastră bolnavă de cancer și de lepră, dacă societatea noastră bolnavă de păcat care pătrunde până în cadrul familiei, doresc să redefinească și familia. Și dacă biserica nu se ridică să spună și să trăiască ce trebuie, ce să ne așteptăm de la celelalte instituții? Ce să ne așteptăm de la ceilalți oameni politici, sportivi ai lumii? Este o vreme în care să ne uităm la oamenii care și-au ținut cu vrednicie calea, și-au rămas căsătoriți și și-au crescut copiii în frică și teamă de Domnul. Să ne uităm la oameni ortodoxi, catolici, neoprotestanți, care au știut să trăiască o viață sfântă și să-i privim la ei și să apreciem asemenea oameni. Ăștia-s valorile, nu aia care se prezintă pe toate canalele de televiziune și spumegă rușinile și aventurile. Frații mei, într-o asemenea lume trebuie să se ridice oameni să predice adevărul, Doamne ajută! A doua categorie de oameni sunt cei care prezintă costul precis al vindecării. Mântuirea nu ne-a costat nimic pe noi, dar l-a costat totul pe Dumnezeu. L-a dat pe singurul lui Fiu ca păcatele tale și păcatele mele să fie iertate. Ne-a dat cadoul cel mai minunat care poate fi oferit cuiva. Unul dintre cele mai frumoase versete ale Bibliei este faptul că atunci când noi ne botezăm, Dumnezeu este Cel ce ne îmbracă în Hristos. Căci câți v-ați botezat în Hristos, cu Hristos v-ați îmbrăcat, spune Scriptura. Nu uitați că în ceruri sunt și alte ființe. În ceruri sunt cei 24 de bătrâni, în ceruri sunt cele patru făpturi vii, în ceruri sunt mii și mii de îngeri, heruvim, serafim, toți sunt în ceruri. M-aș fi așteptat ca Dumnezeu să ne spună, fiindcă ești la început, pentru că tu acum ai venit din lumea aceasta păcătoasă. Când tu te botezi, eu te îmbrac în haina unui înger. Apoi dacă tu mai rămâi un an sau doi credincioși, am să te îmbrac în haina unui eruvim. Apoi dacă mai rămâi credincioși vreo 3-4 ani, am să te îmbrac în haina unui arhanghel. Iar dacă mai rămâi așa, am să-ți dau o haină cum au cei 24 de bătrâni. Iar dacă rămâi până la capăt așa, la urmă s-ar putea să-ți dau haina numită Iisus Hristos. Când vii la pocăință, Dumnezeu te onorează și din start te îmbracă în Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Singurul lucru care ți-l spune Dumnezeu este păstrează ce ai. Păstrează ce ai. Nu trebuie să mai câștigi nimic. Să păstrezi doar ceea ce ai. Nu trebuie să iei locul altuia. Nu trebuie să te schinui să faci ceva, ci să păstrezi ce ai. Să vii cu demnitate în casa Domnului, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-I respecti pe ceilalți. Să păstrezi până la capăt. Să-ți duci mântuirea și haina asta curată. Doamne ajută! La asta ne cheamă Dumnezeu, frații mei. Atâta de mult ne onorează El, dăruindu-ne harul acesta. Oamenii lui Dumnezeu spun exact prețul pocăinței. Ăștia nu se joacă. Nu spune, băi, vine, cine este care vine? Păi Naaman, sirianul, marele general. Băi, ăsta trebuie să-i facem o primire specială, o primire deosebită. Dacă venea un ofițer din armata lui, poate că așa, dar ăsta trebuie altfel. Nu. Elisei nici nu s-a complicat cu aspectul ăsta. El a știut tratamentul exact. Tratamentul exact lui Naaman. Mă uit la câtă tărie de caracter are bărbatul acesta. Într-o lume care nu-l vorbea de bine, într-o țară, într-o societate în care nu-l vorbea de bine, omul ăsta în stare nu să-și câștige prestanța și renumele prin prietenia lui cu Naaman.
prin faptul că lasă ștacheta mai jos ca și Naaman se poate intra. Și omul acesta rămâne drept și îi spune, trimite lui și îi spune lui Naaman să se scalde de 7 ori în râul Iordan și va fi curățit. Ăsta e tratamentul lui. Nu de 3 ori, nu de 5 ori și de 7 ori și va fi curățit. Altfel, dacă nu se încadrează, nu va avea șansa aceasta. A stârnit mânia lui Naaman. De foarte multe ori suntem foarte atenți ca și oameni ai lui Dumnezeu, ca și stâlp de familie, ca și bătrâni în poporul lui Dumnezeu, ca și persoane care avem responsabilități în biserică. Foarte interesant, Domnul se enervează cu tare. Nu mai vine, nu mai acceptă, nu mai cântă, nu se mai roagă. Contează enorm de mult. Pentru că ne interesează cantitatea și nu prea mult ne interesează calitatea. Vreau să vă întreb dacă pe Elisei l-ar fi interesat cantitatea. Câte nu făcea el pentru Naaman? Dar pe el l-a interesat faptul ca Naaman până la urmă să se vindece. Nu l-a interesat pe faptul ca pe Naaman să lungă cu tot felul de uleiuri mirositoare și scumpe și să plece acasă tot lepros, ci l-a interesat să se vindece. Când se predică Evanghelia, când se cântă cântarea, când se face rugăciunea, fă-o în așa fel să te vindeci, Doamne ajută! Nu fă să treacă timpul, nu fă să treacă vremea, prezint-o în așa fel încât autoritatea lui Dumnezeu să fie peste mine și peste tine, Dumnezeu să ne ajute! Prezintă clar prețul Evangheliei și costul mântuirii și a vindecării. Atunci când se întâlnește Naaman cu mândria omenească, îi cere un cost pe măsură. Sunt zone ale țării unde se predică o Evanghelie și unde costul este prezentat. Iisus Hristos Domnul, slăvit să-i fie numele. Sunt zone ale țării și ale lumii unde Evanghelia vine și spune costul este Iisus Hristos și smerirea din câte vreo 3 ori. Să te mai smerești, să împlinești cuvântul Domnului, să faci cu tare și cu tare. Sunt locuri de lucrul acesta. Permiteți-mi să vă spun foarte clar. Studiez din ce în ce mai mult. De o bucată de vreme stau cu capul în Biblie, citesc toate chestionarele și toate învățăturile pe care le-au dat alții mai deștepți ca mine. Observ din ce în ce mai mult că ne place să luăm din Biblie numai ce ne place nouă. Atâta tot. Ca atare venim înaintea lui Dumnezeu cu Iisus în inimă, dar rest nu se mai vede. Frații mei, aș vrea să vă spun foarte, foarte clar, să nu ne înșelăm singuri. Să nu ne înșelăm singuri. Crezi în Iisus Hristos? Slăvit să fie Domnul! Îți cere Domnul să te mai scufunzi. Îți cere Domnul să te mai scufunzi. Îți cere Domnul să fii îmbrăcat în mod cuvincios și cuvincioasă în adunare. Doamne ajută! Îți cere Domnul să mai pui puțin material la fustă și la rochie. Doamne ajută! Îți cere Domnul să vii în adunare conform Scripturilor. De multe ori venim și spunem în Biblie și o citesc Biblia și permiteți-mi, nu vă mustru, ci eu vreau să vă aduc aminte că sunt lucruri în Biblie care nu se negociază. Sunt lucruri în Biblie pe care Biblia le subliniază foarte clar și pe care alții le-au trăit. Se spune și s-au evit teologi cu o teologie foarte ieftină și au spus în felul următor, pentru anumite categorii de persoane ca fecioarele n-am nicio poruncă. Dacă ei din contextul ăla n-au porunca să asculte de părinți, n-au porunca să împlinească Biblia, n-au poruncă. Când te uiți ca teolog, ca om care studiezi Biblia, vezi că porunca asta e privitor la căsătorie. Din textul ăla ai luat. Ai luat de acolo și a dus în alt text, în alt context. Într-un context unde ne place nouă să-l vedem, ca apoi să ne prezentăm înaintea Domnului și să citim cuvântul Domnului. Și frații mei, permiteți-mi, așez cuvântul Domnului și pe o parte și pe alta. Când o femeie se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, îți necinstește capul ei. Bineînțeles că Biblia prezintă că există o învelitoare naturală care se numește părul și există o învelitoare artificială pe care o pune ea. Ca învelitoare artificială să fie valabilă cu cea naturală, trebuie să acopere cât? Părul, frații mei. Bineînțeles că lucrurile astea nu-s... Bă, uitați la mine, speriați, ăsta au venit din Moldova și cine spune nouă? Frații mei, vă spun să citiți cu atenție Biblia, Doamne ajută! Ferească Dumnezeu! Fecioară îmbrăcată cu candela în mână se trezește în fața unei uși închise. Ferească Dumnezeu! Atenție! În fața ușii nu rămân spurcații lumii. Nu rămân ăia care au făcut tot felul de prostii și spun, Doamne, primește-ne și pe noi. În fața ușii rămân fecioare, rămân îmbrăcate, rămân cu candelă. L-au așteptat pe mirele până după miezul nopții și spun, Doamne, Doamne, deschide-ne! Și de dincolo de ușă li se spune, adevărat vă spun că nu vă cunosc. N-aveau atât de multe lucruri în comun cu cele care erau înăuntru?
N-ar fi avut loc și ele acolo? Și cu toate astea au rămas afară, că sunt lucruri care fac diferența. Citiți cu atenție, frații mei, în Biblie anumite lucruri. Când Biblia vine și spune din pricina îngerilor, n-am văzut explicații grozave, nici nu se înghesuie teologii să dea explicații. Mulți vin și vorbesc de cultura Corintului, dar îngerii n-au cultură. Îngerii când ascultă rugăciunea cuiva, nu se interesează, bă, ăsta e din anul 2011 sau de pe vremea grecilor, sau de pe vremea romanilor. Ei n-au cultură, ei respectă autoritatea, ei respectă cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Deci din pricina îngerilor trebuie să ai o formă în care recunoști slava lui Dumnezeu căzută a bărbatului și bărbatul trebuie să recunoască că slava lui Dumnezeu a rămas slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Tocmai de aceea textul ăla Biblie. Ei, sunt lucruri de genul acesta care trec pe lângă noi, nici nu ne uităm la ele. Sunt alte lucruri mai importante și lucrurile minore pătrund în viața noastră și trebuie să fie oamenii lui Dumnezeu care să prezinte clar prețul mântuirii. Doamne ajută, frații mei! Alții au știut să-l plătească și au adus bisericile până acum. Alții au știut să-l plătească și s-au râs societatea de ei și sfințeau fântânile după care se duau să ducă apă, după ce luau apă, sfințeau fântânile după ei. Dar au știut să plătească prețul ca să ne aducă pocăința. Ce facem cu ea acum? Într-o lume în care putem să mărturisim lumina, într-o lume în care putem să fim un indicator spre Hristos, într-o lume în care putem să arătăm spre Hristos, chiar dacă vorbim sau nu vorbim, într-o asemenea lume, ne alegem, frații mei, să nu mai spunem prețul corect al mântuirii. Dacă din mântuire nu fac parte lucrurile acestea, trebuia scris, trebuie să-L primești pe Hristos și atât. Restul, celelalte, sunt lăsate la latitudinea fiecăruia. Și dacă e vorba de latitudinea fiecăruia, topul dau casele de modă. Așa va fi închinarea cum dau ei. Însă aș vrea să vă spun, biserica e altfel. Slăvit să fie Domnul! Înainte ca biserica lui Iisus Hristos să fie cercetat de un val de trezire care va scoate din mijlocul poporului care, pe cei care nu doresc să trăiască după voia lui Dumnezeu sau vor ieși singuri, Dumnezeu încă mai trage semnale de alarmă prin oameni care sunt gata să plătească și să spună cu costul mântuirii. Să ne ajute Dumnezeu! Vedem astăzi o lejeritate, o lejeritate care pătrunde din ce în ce mai mult în poporul lui Dumnezeu. Nu v-ați întrebat vreodată de ce unul care vine la adunare și nu mai are frică de Dumnezeu e mai rău ca unul din afară? Nu v-ați întrebat vreodată? Nu mai are rușine de nimic? Nu v-ați întrebat? Pentru că omul care păcătuiește devine de câte ori mai rău? 7 ori și conduce. Și dă tonul. Și spune așa se face. Așa se lucrează. Pentru că eu nu mai am nimic cu Dumnezeu. Eu cândva am trăit, dar nu mai trăiesc. Frații mei, când spui cuiva prețul vindecării, trebuie să-l spui după Scripturi. Doamne ajută! Evanghelia se trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu! Sunt locuri în care și eu trebuie să mă pocăiesc. Sunt locuri în care și tu trebuie să te pocăiești. Aș vrea să te întreb în fața acestui cuvânt pe care Domnul mi l-a dat seara asta. De câte ori a trebuit să te scufunzi? Nu cumva Naaman a fost mititel față de noi? Nu cumva? De multe ori avem o încăpățânare și o poziție în fața Scripturilor că nu vrem să cedăm nimic și ce ne cere Dumnezeu e puțin. Ce ne cere Dumnezeu e puțin. Prima categorie de oameni care ajută la vindecare sunt cei care proclamă numele Domnului. A doua categorie sunt cei care spun corect prețul mântuirii și a vindecării. Slăvit să fie Domnul! Vă rog tare mult, frați și surori, Biblia ne spune că nu stă în datoria păstorului numai și a comitetului să verifice, să vegheze. Biblia spune, vegheați unii asupra? Vă rog tare mult, dacă mă va avea spiritul acesta de veghere cu dragoste, vom putea repara foarte multe lucruri. Așa așteptăm ca un singur om și la un moment dat vorba noastră a păstorilor să se face lehamite, ca la un moment dat la fiecare predică același subiect. Sunt biserici unde se comentează foarte mult. Dom'le, când se ridică ăștia la învon numai de fuste, de șlițuri, de baticuri, de freză și de așa mai departe, nu știu altceva. Ei bine, în biserici unde se predică o evanghelie fără lucrurile astea, să o iau lucrurile cine știe unde și să spun măcar o dată pe lună așa ceva, dar nu-i cazul. Într-o biserică disciplinată cu oamenii lui Dumnezeu, eu veghez asupra familiei mele, Doamne ajută! Unde nu pot veghea, cer pe alții să mă ajute. Veghem unii asupra altora, că este un loc de închinare comun.
Aici eu vin în așa fel încât să nu fiu pricină de poticnire sau chiar de păcătuire pentru nimeni. Dacă cineva vede ceva greșit, aveți tot dreptul să veniți să spuneți cu dragoste, cu blândețe, cu mustrare, cum vreți dumneavoastră. Frate, aici nu-i corect atitudinea dumitale. Și eu, dacă e după Scripturi, mă pocăiesc, Doamne ajută! De aia suntem chemați la lucrurile astea, că altfel, frații mei, punând sarcina asta pe unul care pleacă dintr-o parte în alta, care e chemat într-o lucrare, care în biserică cu tare trebuie să-i împace pe nu știu cine, în cealaltă pe nu știu cine, și când mai vine înapoi să mai ia și povara aceasta, la un moment dat lucrurile astea scapă de sub control. Și spunem, ei trebuie să răspundă, ceilalți trebuie să răspundă. Dar tu, care ești cap de familie, dar tu, mamă, care îți vezi copiii cum îți pleacă de acasă, dar tu, soră botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, nu te învață ungerea și frate drag cum trebuie să vii în fața fraților? Să ne ajute Domnul, frații mei. E atât de important cuvântul ăsta. Mi-e greu să vi-l spun, frații mei. Mi-e greu. Nu mă interesează cine e înaintea mea. Nu mă interesează că în seara asta vă veți uita urât după ce se va termina slujba și plecați din parcare cum o pleca Naaman. Nu mă interesează. Efectiv, n-am nicio treabă. Însă vreau să vă spun, ăsta e costul mântuirii, să ne ajute Dumnezeu. E costul să mai rămânem în zona asta de țară și să fim o mărturie. Ca oamenii să vadă o biserică care trăiește după voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Frații mei, rămân la astea cuvinte. E ora 8. Rămân la cuvintele acestea și vă mulțumesc că m-ați ascultat. A treia categorie care este acolo sunt tocmai slujitorii lui Naaman. Ăștia? Mulțumesc, dar de obicei rămân în limita timpului scontat. Dumneavoastră vă rog să citiți cu atenție despre oamenii ăștia. Oamenii ăștia, în loc să fie oameni care să spună așa e Domnul, așa e. Cine l-a pus? Cine l-a pus să vorbească așa? Nici nu a venit în întâmpinarea ta. Dumneata e șeful nostru, dar se putea așa ceva? Chiar așa se vorbește? Să-i cânte lui ăsta în strună? Ăștia vin la un moment dat și spune, stăpâne, părinte, dacă ți-a cerut ceva greu, dar e greșit lucrul ăsta? Ți-e greu să vii la biserică îmbrăcat cu vincioasă? Ți-e greu să faci lucrul ăsta? Ți se cer lucruri extraordinare, imposibile chiar? Chiar ceea ce se predică la biserică și păstorul aluziv vine și ne spune, ceea ce ne spune tata și mama, chiar sunt lucruri atât de imposibile ca să nu le faci? Și la un moment dat el stă și se gândește, măi, decât să rămân eu lepros, decât să mă parcheze Dumnezeu într-un spital undeva, decât să fiu într-o anumită stare în care nimeni să nu mă mai poată ajuta cu nimic, oare nu-i mai simplu acum să mă plec și să intru în apa Iordanului și mândria mea să se ducă, chiar dacă trebuie tratament de 7 ori, de 10 ori, de cât or fi, să mă ajute Domnul să mă pocăiesc. Aș vrea să vă spun ceva. Când se oprește cuptorul suferinței în dreptul tău sau al familiei tale, în ziua aceea, când te gândești la undelemnul păstorilor și la mâinile lor, în ziua aceea când te gândești la medicii pe care îi cunoști și care strâng din numeri, singurul lucru care va sta înaintea ta va fi o predică ca în seara asta, când Dumnezeu îți va spune, ți-am vorbit când îți mergea bine și n-ai luat seama, ai dat cuvântul meu în spatele tău și ai crezut că poți face ce vrei, acum rămâi în cuptor până te curăță Dumnezeu. Sunt multe cazuri de genul acesta. Frații mei, surori dragi, tineri scumpi, cu toată dragostea și simțămintele mele curate din partea Domnului, vă spun, să ne ajute Domnul să ne folosească la vindecarea națiunii române. Să ne ajute Domnul să fim o lumină spre Hristos și spre împărăția Lui, în așa fel încât harul Lui să fie revărsat peste noi. Amin.